Imagini spectaculoase au fost surprinse în Brazilia. Plaja Copacabana din Rio de Janeiro a fost acoperită de trandafiri roșii. Este o reverență grandioasă adusă victimelor pandemiei. Cel mai mare stat sud-american a depășit pragul de 500.000 de oameni uciși de COVID-19. Sute de trandafiri roșii au decorat celebra plajă braziliană la inițiativa unui ONG local. Florile sunt un omagiu adus victimelor pandemiei, dar și un protest elegant la adresa președintelui Jair Bolsonaro, unul din puținii șefi de stat care a minimalizat constant efectele pandemiei în țara pe care o conduce. La frente da Republica, un președinte care, desde o início da pandemia, violou todas as normas sanitárias, menosprezou o poder letal do vírus, participou de manifestações públicas antidemocráticas, estimulando assim a aglomeração. Nós somos, então, hoje um país que patina na vacinação em massa, o que, portanto, amplia a crise econômica e faz com que o desemprego alcance um número incontável de famílias. De asemenea, voluntarii au desfășurat pe plajă și bucăți de pânză pe care au fost brodate numele celor uciși în timpul pandemiei. É isso que está aqui. Quer dizer, são milhares de pontos. Se a gente for olhar, é uma resistência ponto por ponto. A cada ponto que a gente dá no bordado, a gente leva nosso pensamento em direção àqueles mais frágeis. Disperați, oamenii cer accelerarea campaniei de vaccinare. Până în prezent, doar 12% din populație a fost imunizată. Zilnic, Brazilia înregistrează aproximativ 100.000 de noi infectări. Bilanțul total al cazurilor de îmbolnăvire din această țară a ajuns la peste 17 milioane.